Școala de business organizată de Asociația Tinerilor Contabili a ajuns la cea de-a patra ediție. Studenții din toată țara își vor petrece o întreagă săptămână la Timișoara, explorând orașul, dar și oportunitățile oferite de mediul de afaceri de aici. Proiectul se adresează studenților din toate regiunile țării și ne propunem să îi întrunim pe toți la Timișoara, în cadrul Școlii de Business IA Business School 2019. Pot afirma faptul că este cea de-a patra ediție și ne bucurăm în continuare de participanți. Stabilește anumite criterii pe baza cărora a luat decizia de a veni. Noi considerăm că până acum am fost suficient de riguroși și preciși în ceea ce privește partea organizatorică, iar ei au beneficiat de cele mai bune facilități. Care a fost procesul de selecție? Ce trebuia să facă studenții, elevii pentru a ajunge la această școală? Ei bine, nu a fost un traseu prea sinuos. Noi ne-am promovat evenimentul pe pagina noastră, Young Accountant Association, și înscrierea a constat în completarea unui formular care conținea mai multe întrebări, în principal profilul persoanei care dorește să aplice. Ce activități pregătiți pentru participanți? Acest proiect presupune derularea în decursul acestei săptămâni a unei serii de studii de caz, dezbateri și workshop-uri pe diferite teme economice și antreprenoriat. Proiectul este important atât pentru dezvoltarea personală a studenților, cât și pentru facilitarea unor întâlniri între ei și mediul de afaceri. Evenimentul care începe astăzi și se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni este util mai cu seamă pentru studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din perspectiva faptului că își validează o parte din cunoștințele dobândite în sălile de curs pe parcursul anilor de studii, din perspectiva conexiunii cu mediul de afaceri și mediul profesional. De ce? Pentru că vor fi prezenți în cadrul atelierelor reprezentanți ai multor companii din județul Timiș și nu numai, reprezentanți ai mediului profesional, al organismelor profesionale, și în felul acesta studenții fac o mai bună trecere de pe băncile universității în mediul de afaceri. Până în 8 septembrie, studenții vor vizita Timișoara și vor participa la discuții pe diverse teme legate de domeniul afacerilor.